Bine v-am regăsit la buletinul știrilor locale, sunt Ionela Onițiu. Graba strică treaba și dacă este asociată cu neatenția, poate avea urmări grave. O făgărășancă a ajuns aseară la urgențe după ce o mașină a lovit-o din plin. Incidentul a avut loc aproape de sediul poliției și se pare că vina îi aparține victimei, care a traversat prin loc nepermis. Femeia a fost grăbită și din acest motiv a ignorat marcajele rutiere. Accident de circulație aseară chiar în apropierea secției de poliție. Șoferul unui taxi care se deplasa pe strada Doamna Stanca spre Sibiu a lovit din plin o femeie care intenționa să traverseze șoseaua, însă printr-un loc nepermis. Taximetristul spune că nici nu a apucat să frâneze, întrucât a observat pietonul când era prea târziu. Da, eu am fost și... Ce se întâmplă? Nu, n-avea. Greșeală o femeie, ce să se întâmple? Mergeți cu viteză? Nu, poliția o să spună ce au de spus. Veți clienți? Nu, n-avea. Făgărășanca, în vârstă de 50 de ani, a fost transportată imediat la urgențe unde i s-au acordat primele îngrijiri medicale. În urma consultului s-a stabilit că are bazinul fracturat. Drept urmare, medicii au decis transferarea pacientei la secția de ortopedie din Brașov. Polițiștii au deschis dosar de cercetare penală pe numele șoferului și acum încearcă să afle exact circumstanțele în care s-a produs accidentul. În funcție de numărul de zile de spitalizare ale victimei, se va stabili și încadrarea juridică a faptei. Rămânem la același subiect pentru că astăzi, în numai o jumătate de oră, 10 șoferi s-au ales cu o amendă și asta pentru că au apăsat prea tare pe accelerație. Cu cât au acționat mai energic pedala, cu atât au scos mai mulți bani din buzunar. Monitorizarea a avut loc pe șosea Combinatului. Șoseaua care leagă Făgărașul de cartierul Combinat este un mic circuit de raliu și asta întrucât șoferii ignoră limita de viteză semnalizată, care impune deplasarea autoturismelor cu maximum 50 de km pe oră. Am oprit pentru depășirea vitezei, a circulat cu viteza de 64 de km la oră și a fost înregistrat cu aparatul de radar. Astăzi, în doar o jumătate de oră, polițiștii au aplicat 10 amenzi contravenționale celor care circulau cu viteză peste limita admisă. Chiar și agenții care au monitorizat traficul au fost surprinși de numărul mare de șoferi care încalcă regulile de circulație pe acest tronson. Da, localitatea este de 50, da? O să vă întâlnim un proces verbal, amenda este de 67 de lei în 2 zile de preparare și aplicarea 2 puncte de penalitate, da? Rămâneți la mașina noastră, vă rog, o să vă întâlnim proces verbal și vine la noastră. Nu de multe ori viteza prea mare este cauza principală a multor accidente rutiere. Pe șoseaua Combinatului circulă zilnic zeci de mașini. La acestea se adaugă numărul mare de pietoni, în special elevii ai colegiului Aurel Vijoli, care se deplasează spre școală sau invers, vin spre oraș. Tot pe aici merg la serviciu și angajații de pe platforma chimică, mulți dintre ei folosind bicicleta. Jandarmii făgărășeni donează sânge. Dacă sarcina lor este de a proteja cetățenii sănătoși, acum ei se gândesc și la cei aflați în suferință, a căror viață depinde de o picătură de sânge. Pentru a-și îndeplini misiunea, jandarmii trebuie să meargă la Brașov, întrucât în orașul nostru de câțiva ani nu mai există centru specializat. Mai bine de 30 de jandarmi de la detașamentul din Făgăraș răspund campaniei umanitare Jandarmeria donează viață pentru România. Aceștia merg săptămâna viitoare la Brașov la punctul de recoltare al sângelui. Prin gestul lor, jandarmii doresc să-i ajute pe cei suferinți și totodată să sensibilizeze cetățenii cu privire la importanța donării de sânge pentru salvarea de vieți omenești. Pe lângă activitățile zilnice care le desfășurăm privind salvarea vieților românești, prin această campanie Jandarmeria donează viață pentru România, intenționăm să participăm și noi cu minimum sau cu ce putem, cu o cantitate de sânge la salvarea vieților românești, care este atât de importantă. În cadrul detașamentului a avut loc și o informare a personalului cu privire la drepturile și obligațiile donatorilor și asta deoarece există reguli stricte cu privire la persoanele care pot dona sânge. Considerăm că această campanie este de o mare umanitate și în cadrul unui spirit civic deosebit și noi sperăm să ni se alăture și mai mulți cetățeni sau alte persoane care doresc să fie alături de noi. Nu este pentru prima dată când jandarmii făgărășeni răspund afirmativ campaniilor umanitare. Din păcate, recoltarea nu se poate efectua la Făgăraș, întrucât orașul nostru nu mai are centru de donare. Au început pregătirile pentru sezonul rece. Societatea Sarcoserv, responsabilă cu dezăpezirea străzilor din oraș, are deja în stoc o cantitate mare de material antiderapant. Unitatea a achiziționat și un utilaj performant în valoare de 30.000 de euro. Cu ajutorul acestuia, nisipul și balastul vor fi împrăștiate uniform pe șosele.
De acum poate să vină iarna, cel puțin pentru societatea Salcoserva, cărei reprezentanți spun că și-au făcut din timp aprovizionările pentru sezonul rece. Au pregătit utilajele pentru dezăpeziri și au cumpărat materialul antiderapant care se află în depozite. 100 de tone de sare, 22 de tone de clorură de calciu și 200 de metri cub de nisip și balast așteaptă să fie împrăștiate pe șosele. În linii generale, cele mai importante lucruri le-am, zic eu, făcut până acum, în sensul că am aprovizionat, ne-am aprovizionat cu sare, cu clorură de calciu și cu nisip, respectiv agregate, sorturile de la 0 până la 3 mm, până la 5 mm, urmând în continuare să facem reviziile la mașinile și utilajele care le vom folosi la iarnă. Dar, în general, am aprovizionat cu ce trebuie. De asemenea, sunt pregătite și utilajele folosite la prevenirea înghețului pe șosele, dar și cele pentru dezăpezire. Plugurile preluate de la fostul serviciu de administrare a domeniului public din cadrul primăriei au fost reparate pentru a putea fi folosite în teren. Ba mai mult, a fost achiziționată și o sărăriță cu care se împrăștie uniform materialul antiderapant pe șosele. Valoarea acestui utilaj este de 30.000 de euro. Am cumpărat și un utilaj nou pentru dezăpezire, compus din o sărăriță și lamă pentru o zăpadă care intră în dotarea unei auto speciale. Și am revizuit plugurile care le-am primit de la primărie prin preluarea acestei activități. Dacă materialele și utilajele pentru întreținerea șoselelor sunt pregătite, instituția și-a desemnat și echipele care vor ieși în teren odată cu apariția zăpezii. La dispecerat vor veghea în permanență 4 persoane, un șofer, un tractorist și 2 muncitori necalificați. Noi am format echipa de, practic, acum lucrăm la spațiu, la dispecerat, dar echipa este constituită, echipa de intervenție în situații de căderi de zăpadă sau în situația în care vom avea polei. Ea este formată din aproximativ 15 oameni care, sigur că lucrează în schimburi, ei se rotesc. Sediul dispeceratului de la Salcoserv este încă în renovări, dar se lucrează pentru ca acesta să fie finalizat până în 15 noiembrie. Jurnalul cu principalele informații locale de astăzi se încheie aici. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu bine!